Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Angela Covalenco din Hârbovăț, Călăraș, spune cu îngrijorare că fiul ei de 15 ani se teme să meargă de unul singur pe străzile din sat. Ea susține că asta se întâmplă din vina unui vecin, care a băgat frica în copil. Al pândește, ducem jetele pe deal, el are căruță și al vede că merge pe drum. Sferește, dar el cu ghișul al pălește. Tatăl băiatului, Elisei, se plânge că în ultimul an vecinul lor a trecut orice limită. Când îți trece pe lângă dânsul, pe lângă băgata lui, pe lângă casă. El ieșe cu sapă, curlețul, că eu te omor, că eu te îngrop, că te înviolesc. Soții Covalenco spun că au încercat de repetate ori să discute cu vecinul lor să se oprească, dar în loc să se liniștească apele, conflictul s-a aprins și mai tare. Eu, da, mi-aș de ieșe că eu și pe tine te dreg amuș, că îți fac și vrei, și vrei el, și... E că... Ca buta, eu așa o femeie și el e bărbat și el cu mine poate să mă pui la punct și să mă iznasilă și să... El a început la mine. Dacă el nu iese, a să ne spălați chișoarele nouă și a să îmbieți apa. De la înjurături și amenințări, vecinul ar fi trecut la pumn, povestește Elisei. I-a luat o scândură de acolo și la mine. Dar înjurăturile, bătăile și amenințările par floare la ureche pe lângă ce li se întâmplă acum, suspină soții. Ei afirmă că din cauza vecinului lor pot rămâne fără casă. Voi aici în casă n-ați să trăiți. Lumea din sat tare ghiniște, cum am mușit. Și am uie să vii o animală de aici să iei casă. Ștefan Bistrițchi, vecinul despre care soții Covalenco spun că îi terorizează groaznic, are 71 de ani. Iată ce povestește el despre conflict. Tiuși, știți că un câine turbat, cum ar veni. De la ce a pornit conflictul dintre soții Covalenco și vecinul lor Ștefan Bistrițchi? Ce îi face pe Angela și Elisei să se teamă că vor rămâne fără casă din cauza bătrânului? Dar și ce spun oamenii din sat despre tot acest bucluc? Aflați astăzi! Angela și Elisei Covalenco spun că vecinul lor Ștefan întotdeauna era prins de fire, doar că în ultimul timp le-a transformat viața într-un coșmar. Cum o familie poate să se teamă de un bătrân de 71 de ani? Și de ce Angela și Elisei se tem că vor rămâne fără casa lor din cauza moșneagului? Aflăm imediat. Soții Covalenco au venit în platoul nostru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Eu vreau să vă întreb mai întâi câți ani trăiți alături de acest Ștefan Bistrițchi? Când a fost mai mic, el în Mahala a trăit cu dânsul. Dar vecin, de cât timp? Eram vecin. Așa, și acum? Și acum eu sunt mai la deal de dânsul și el tot acolo a rămas. Și tot în Mahala, că când ies, dar... Dar nu este vecinul vostru de peste gard? Nu, peste gard. Și vă două căs. Așa, dar cu restul vecinilor vă împăcați bine? Da, nu avem probleme. Am că după iadernă bombă, au rămas unde și unde, câte un om pensat. Lumea pleacă care din, care din sunt pahotari și care au rămas... Vreți să spuneți că nu aveți vecini alături? Sunt, bă, câțiva. Care au murit, care au rămas spin de pahotari, sunt care... Vă trei vecini, așa e. Așa, să revenim la Ștefan Bistrițchi. Număr 5 căsă e un om. Eu vreau să vă întreb, cu el, de la început, niciodată nu v-ați împăcat? De când vă țineți minte, Elisei? Cum? Noi, dacă Mahala am trăit, noi cum... Nu au fost probleme, că ei au fost, soția lui a fost învățătoarea noastră. Dar de când au început problemele? Da, problemele s-au început când el a fost în pușcărie, a fost 7 ani de zile, a fost judecat. Și când a venit de acolo, a zis că Mahala a venit să l-a pus în pușcărie. Și ne-au văzut și l-au părât și l-au spus și a început. Ba vecina la Vale Chia Nastea, ba pe Chia Dora, ba pe așa, voi, ba pe așa. Elisei, la... când a început problemele? Vă doi, la jumătate. Da, vă am jumate, dar vă doi am iar. A, deci până atunci vă împăcați cu el? Până ziua și la revedere. Da. Probleme am mai avut și mai înainte, că el îmi dădea drumul jitilii prin Soci. Noi avem vă 20 soci acolo, după un deal, și el avea vă și în jite, o va cu o priponie, dar restul tot timp erau liberi. Ce s-a întâmplat acum? Pe la primărie, când noi ne adresam, primarul Nică și nici Ucescov, Nică. Cu un an jumate, ziceți că au început de vreme. Ce s-a întâmplat atunci? Băietul s-a dus la râul Echel, merge râul Echel, să prindă pește. Și el de la Vale, într-o duminică asta, de la Vale are niște cote. Și el a pus setcă prin prejurul la canalul și ala și a zis că o da drumul la pește.
o dat drumul la pește. Băiețul s-a dus, el o văs și eu de al fugărie. Du-te, băi. Calomar, calăneacă. Dar ce căuta băiatul vostru acolo? L-a prins pește, că acolo... Păi nu, păi de el știa că e peștele omului într-un fel. Dacă nu e lui, dar e ruinit, ca pe harta Moldovei. Nu e lui, nu e lui, nimeni, dar acolo care și din parcani vin oameni. Câți ani avea băiatul vostru? Avea 12 ani. Nu, 13 ani. Și acolo toți băieții se duceau și prind pește. Și el l-a văzut și a început, mergi de și a cuvinte. Să mulească soldatul. Da, sau... că eu îți fac așa, că eu te omor și... Spuneți-vă, rog, a fost un caz unic? Deci el, practic, s-a legat de copilul vostru? Sau de atunci au început cerțele așa, permanent? De atunci. Haideți înainte de a continua, Angela, o să vedem un subiect despre familia voastră pe care l-au filmat colegii mei atunci când v-au vizitat satul. Atenție! Am găsit-o pe Angela Covalenco în curtea casei. Cu mâinicile suflecate, femeia se ocupa de muncile din gospodărie. Acasă, dacă nu-i post de lucru, nu... Și pe acasă, soțul a fost la Israel și... Noi pe acasă, moia, ne mai stroiem, ne mai... Aveți animale? Am vacă, jițică, am o trebuie sfete, vacă, niște păsări avem. Ca pe acasă, la țară. Angela are 43 de ani, iar soțul ei, Elisei, este cu 10 ani mai în vârstă. Soții au 2 copii. Fica lor este căsătorită și s-a mutat la casa ei, iar băiatul învață în clasa a noua. Angela are doar cuvinte de laudă pentru fiul său. El trebuie taie lemnile care le-a putut tațul, le-a tăiat tațul lemnii, care nu, el le-a tăiat ca în casă. El lucrează tot lucrul cu noi toți împreună. Angela nu este angajat oficial, dar spune că nu stă o clipă în zadar. Ea își câștigă banii din muncile sezoniere și din lucrul de prin gospodărie. Vaci, porci, găini, are de toate. Că cu, dintr-o vocică ruptă era crăpată la fund și soțul a făcut incubator și cu dâns scoate. Și ea că aici ia mie și avem hectăis. Ia că i-am pus în coropca, mă, și trebuie să-i scot, să-i hrănesc. Capul familiei Elisei este constructor. Bărbatul spune că ani la rând mergea să-și câștige pâinea în Portugalia și în Israel. De 2 ani, bărbatul a revenit acasă și nu are un post de muncă stabil. Să mai duci soțul și îl mai cheamă unul altul, dacă el cu stroica și o capic trebuie în casă de hrană. Haideți să revenim la vecinul vostru. Ne-a spus că a avut loc acel conflict când s-a dus copilul vostru la pescuit și l-a înjurat. Și l-a amenințat, am înțeles, că cu moartea și că îl va viola. O, dar ce are el cu viol? Că am înțeles că vă amenință cam pe toți. Dar el ești... Depinde și specialist. El într-așeași vrea să arăte. Dar el pităț așa... Ați mai avut conflicte după asta? Da, cu dusnă și vor el tinge pe a trimite, a scoate, a... chiar la muș rezolvă problema. Haideți să vedem ce ne-ați povestit despre asta. Atenție! O zis că îl înviolează, că îi dă în gură, că niște vorbi de astea de-a lui edibile. Mă duc dimineața să mănânc vacă atunci, vă ideți, și mă sfătiți, bă, el e cu an mai mitel ca tatăl meu. Zic, mă, dar ești mai de o seamă cu tatăl meu și... Zic, și chiar minte la niște ani, și tenind de copil, și vorbi, spune, dacă e de genul, eu trebuie să-l mai ocărez. Și eu avem două pripoane în mână și ciocanul. M-am înervat, m-am șerbântat și eu pe față și... El a luat o scândură din toți, acolo chiar era o scândură, că vecinii au făcut acolo o bortă și au pus nasosul să căcească apă de acolo, că e pește drumul. El a luat o scândură de acolo și la mine, să mă educe, să mă învețe, să mă... El înspre mine cu scândura aceea, eu n-am palit cu ciocanul în... Eu când ținea deștele pe scândura aceea, așa l-am palit. Eu am șercăit așa o două ori pe scândura aceea. Și l-am atins pe degete. Eu nu zic, n-am vrut, dar mă rog, dar trebuie să mă apăr și eu cumva. Da. Cerțele ca cerțele, dar cel mai grav este că voi spuneți că acum riscați să vă pierdeți casa din cauza acestui moșneag? Apoi avocatul. Cum? Când s-a întâmplat bătaia cu... Când s-a sfădit, când cu scândura asta,
Ce fel de bătaie a fost? Da, atunci când ați mers să vorbiți cu el de, da, de copil? De ce da. Minjori copilul? Da, ma, să voi el pe noi, vă trizeli tot nepadze, ne urmare. S-a dus soția să laborească. Cum? S-a dus, chel când ne duce pe lăgână să mână în vaca, s-a dus în țara, dar el ești sărea la copil de dată. Sapa. Cu sapa stai că... Că, pe urmă, cu... la soție, s-a dus soția. Că eu stai capul și eu mă gheste opa și cu matale. Copil și nu vreți ducă și la vacă și cum nu mă duc. Și ți-am făcut eu matale că mă ta așa ea. Că voi sunteți așa, cuvinte murdare, că voi așa, așa sunteți. Dar eu zic, dar și ți-am făcut eu și, în primul rând, băietul meu. Că eu o să vă pun pe voi la, la lege. Am venit acasă. Și nu i-am zis deodată la lui Alioșa, la bărbat. Pe urmă, băietul se duce de neaza să dă apă la, la vacă. Și se duce și vede, când vine înapoi de la vacă, îl vede primarul la poartă la dânsul. Și îi zice, el lasă șocanul și se duce la primar. Și zice, domn primar, vreau să vă întreb o întrebare la... Râul Ichela e și ea. Ea lui Ghea Steopa podul și ala Ichelul, ori spate de prins pește. Și primarul, domnul Gheorghe, îi zice, da și ne ți-o zice, și Ghea Steopa m-a fugărit mai altă ieri. Iertă mai de la nostru Gheograd aici. Da. Primarul îi zice lui Steopa, Bistereschi, zice, de ce fugărești copiii? Că nu e a tău, n-ai nici un drept să fugărești tu copiii de acolo. Și el zice, e bun, zice, mai mult să nu te anini, dar el zice, bun. Să duce băietul, damă, o sară să aducă vaca, el ies cu sapa, stai... E prostii. Cuvinte, stai că eu te... Cu sapa, hârlețul ești atunci, mi-a tine. Așa, așa. Stai că eu te... Aia stăia, că eu te ușit și te săpogroap și te îngrop acolo, nici măta, nici tatu n-a să știa să te cauți și nici n-a să te găsească. Băietul, dar m-a venit acasă și îmi spune, mamă, ia ca așa, ia ca așa. Eu îi zic lui băietul, tot lui soț îi zice și el zice, las că eu mă întâlni. S-a întâlnit la fântână cu dânsul, eu zis, de-asă o sărit cu scândura. Da, mă, doilea zi te-ai dus tu. Da. Iar la tine când... La mine o sărit... Dar te-ai dus seara la vacă tu, că da. Să nu și probleme, da. Eu mă duceam că mă tem băietul... Trei zile și ne urmărie zilele, el aștepta scandalul, el aștepta sfada, el da, mă aștepta. Așa. Și când dimineața, da, mă, trei zile după aceea și-a fost... Când am eu m-am pornit dimineața să mănânc jetele și că eu le scol dimineața, soția numai le-o mult și eu zic că rebi să o duc. Dar mai faci ceva, ziua mea lungă dacă mai lucrez, dar așa dacă le duci pe la 10 la 11 și nu mai faci nică, dar am întâlnit ziua. Și m-am scolat dimineața două pripoane, două jete, vacă și jețica. Două pripoane, șocanul mână, rebi, dișe, el scotea apă la fântână. Zic, vreau să mă duc acasă, fac perigavoare, zic, gestiop, și bata, zic, și problema ai cu fiormiu, și ți-o... Și eu acolo, zic, să văd, să rezolv și eu cu dânsul, băi băiete, nu fă așa, nu fă așa. El mă înainte de asta îi spune, zic, lui fiormiu, hai să mergi la mine, îți dau calul, să te calul, dar să mergi să împrășești în grădină. Și băietul mi-a spus nouă, zic, nu te du, nu te vrâc, calul poți te palească, oriceva, așa să avem probleme, zic. Dar el, dacă îi trebuie, la să prășească el. Trec pe lângă dânsul, gestiop, și probleme. Da? Dar nu uite că eu pe tine îți fac așa, că eu așa, că eu, că el îi... cu deștile varite și el are și în mână, cred că, și să mă palească, mă oberește. Și... Eu pripoanele și alea le-am scăpat și cu ciocanul, dar ciocanul nici nu ține minte că am ciocan în mână. Mă uitam la dânsul, eu cu schindura și aia înspre mine. Și eu așa, nu m-a oprit schindura și aia. Nu că să-l palesc într-a dinți oriceva, m-a oprit schindura și aia. A doilea oară, dar am simțit că am ciocanul în mână. Am zgârit așa pe schindura și aia, am zgârit că să dai drumul schindura din mână, știi, dește, să-i... E și el a început, că eu am cunoscuți, că eu am chiar mafii. Nu, ne-am bătut, numai ea ca este două, așa, că o lucruță, că așa ne-am... Zic, spune dacă ai ceva, dacă ai ichelul și ala, dacă e amatale, ori ceva, ori ai, poți și-o cumpărat o bucată din ichelul și ala. Așa, și după aceea, cum și gata, el s-a dus acasă să lămurească așa. El. O vinit nepoțul, pot nepoțul, eu mai dat că doi pumni în cap acolo, dacă să mai ai pe boiuri mai mari. Și cum ați ajuns în judecată? Și da, cum? Atunci era
cum se cheamă asta, pandemia asta, virusul ăsta. Da. Tăia te-a închis să aduce ca după iadernă bombă. Nu era procuror, miliție, nici, că când noi eram fără de stat în stat. O zis că se face legea acasă. Și vine... A venit poliția peste voi? A venit poliția și opsament. Dar nu, înainte să vie poliția, a venit nepoțul. Sara, undeva pe la ora 5, așa e. A venit și a zis că să-l scop bărbatul afară, că l-a bătut pe moșul. Și eu i-am zis că, dar cine ești tu că ai venit astăia la noi? Și el a venit să vă amenințe sau da, ce vroia? O zis că voi nu știți pe cine ați dat, pe ce mână ați dat, ca să ne spălați chișoarele și să beți apa, că zice și ați vedeți cine, pe ce mână ați chicat voi. Și când a venit poliția după asta? Sara... În aceeași seară a venit? Da, adică două zi după bătaie? Nu, no. În ziua aceea de noapte. Sara, că noi i-am chemat pe la bărbat. Așa, și ce v-au zis? Și o scris... Voi ați chemat sau... Noi. El nu chema poliția, o zis. Voi ați chemat poliția? Noi chemat, că noi... am dat pentru asta că... și mi-au pus 1000 de lei. Păi dar cum? Că... Voi chemați poliția pentru ce? Nepoțul a venit și a zis că... Ne-a amenințat așa la... Așa, și ați chemat poliția ca să vă plângeți pe nepotul său. Da. Dar poliția a venit și v-a amenințat pe voi? Da, pentru că mi-am bătut. A doua zi a venit alții. Aia s-a la 112 noi i-am sunat, a venit de la Călăraș. Până la urmă, de la ce s-a început judecata? Mi-a amendat și mi-a pus... Amendat pentru ce și cu cât? În 72 de ore trebuie să plătesc mie și în jumătate. Am plătit 625 de lei. Dar pentru ce? O zis că deși te-am bătut, că eu am făcut judecată momental atunci, o zis că fără de procuror, fără de nic, că a fost pandemie. Și pălituri nesemnate. Și acum era scris pe hârtie. Ați fost recunoscut dumneavoastră ca atăcător? Da, ei, dacă mi-au pus amendă, și e, trebuie să o plătesc. Noi n-am dacă știut plătești... că noi trebuie să dăm în judecată. O veni și o zis că s-a chitat, dacă nu vă crești pe nea. Acolo era și eu a doua zi, din... repede m-am dus și am achitat, că să nu crească... Așa, că să plătiți în jumătate. Da. Și când pești 4 luni de zile ne sună de la Călăraș. Ne sună de la... judecat. De la poliție și o zice, aveți judecată că s-a greșit cu amenda, că v-a pus puțină și încă aveți de achitat. Și, dar eu eram la o mormântare și zic, a să mă duc acasă, să-i dau lui sos și a să vă sune. V-ați pomenit cu, în fața unei judecăți? Da. Și pentru ce era procesul? Cum era inițiat și... Cum? Pe ce caz? O zis că l-a bătut soțul și... Și el a scos spre fie când de la policlinic, o adus, chiar că și cheltuieli au avut el. Așa? Acolo erau niște cecuri de astea la musuri, la gunoi. V-a cerut găsete. Prejudiciu? Da, și o zis chiar că... Acolo și-i spumizant s-o cu seril, nu și pentru stomac, i-i spumizant pentru cu chemitei și leacuri de astea care el a avut, poate, lecuiri de cap mai de mult. Ce și... Ei, caroce, o zis cât? 3.000 de lei, ori 6.000? Nu, deodată 3.000, ne-a zis că 62.000 să-i plătim lui. Pe urmă... Pentru tratament? În urmă bătăi? Da, tratament. Pe urmă o zis că o scăzut la 42.000. Cum o scăzut el? Ordica la 42? 62. A, 62. Și 42 o scăzut. Cum era în anii 90. De ce voi vă temeți că acum o să puteți pierde casa voastră? M-a sunat doamna Silvia. Și a scris sechestru pe casă face dacă nu plătim suma asta. 42.000. O zis că rămâneți fără casă, că casa voastră într-o bună zi, sară, vine și vă dă afară și casa. Ori ție de lângă casă și socoate de suma asta de bani. Cât de real este riscul ca Elisei și Angela să rămână fără casa lor, vom afla mai târziu de la expertul nostru, avocatul Dorin Podlisnic, iar acum să vedem cum arată locuința eroilor noștri. Toți bănuții adunați din muncile din străinătate, Elisei și Angela i-au investit în locuința lor. Angela povestește cum, împreună cu soțul ei, au clădit cărămidă cu cărămidă la căminul lor. A ei și ea, poate n-avem și mânca. Suhari că facem. Munca noastră ea că a fost în Portugalia și n-avem, o cumpărat chiatră în Cetișor. Am făcut cuhnea aceea, eu cu dânsul, cotilețe de lut și am făcut cu soțul
cotileța e și ea, o căldură. Acum, cea mai mare frică a Angelei este că ar putea să-și piardă locuința la care a muncit din greu. Așteptăm, nu știm, să ne apucăm să facem mai departe sau... Când vine o mașină să oprește la poartă, vă spun cu tata, mă duc pe știgaș, mă ui. Nu vine să iei, cum o zis, că vine poliția așa să vă dă afară din casă. De când măsa l-a făcut, el e bună. Victima ajunge agresor și invers. Mai rămâne el în viață. La nervi nu toți calculează puterea. Și cu toate hârtiile iese. El are cuțete, are chetri prin buzunări. A venit momentul să ascultăm cealaltă parte din acest conflict. Angela Covalenco din Hârbovăț, Călăraș, spune cu îngrijorare că fiul ei de 15 ani se teme să meargă de unul singur pe străzile din sat. Ea susține că asta se întâmplă din vina unui vecin, care a băgat frica în copil. Băietul s-a dus la râul Ichel să prindă pește. El o văs și eu de alfugărie, du-te băi! Calomar, calăniacă. Tatăl băiatului, Elisei, se plânge că în ultimul an vecinul lor a trecut orice limită. Problemele s-au început când el a fost în pușcărie, a fost 7 ani de zile, a fost judecat și când unii de acolo, zic, mahala nu s-a pus în pușcărie. Soții Covalenco spun că au încercat de repetate ori să discute cu vecinul lor să se oprească, dar în loc să se liniștească apele, conflictul s-a aprins și mai tare. Uita la dâns, eu cu schindură și ei înspre mine. Și a doilea oară, dar am simțit că am și-o canul în mână. Am zgrit așa pe schindură și am zgrit că se dă drumul schindură din mână. O zis că voi nu știți pe cine ați dat, pe ce mână ați dat, ca să ne spalați chioarele și să beți apa. Cu sapă stai capul. Că eu o să vă pun pe voi la lege. Dar în jurăturile, bătăile și amenințările par floare la ureche pe lângă ce li se întâmplă acum, suspină soții. Ei afirmă că din cauza vecinului lor pot rămâne fără casă. Când pești 4 luni de zile ne sună de la poliție și o zice și aveți judecată 62 de mii să-i plătim lui. Ce-i face pe Angela și Elisei să se teamă că vor rămâne fără casă din cauza bătrânului? Dar și ce spun oamenii din sat despre tot acest bucluc? Aflați astăzi! Vă reamintesc că astăzi vă spunem povestea soților Covalenco din satul Hârbovăț, raionul Călăraș. Angela și Elisei spun că în orice zi ar putea să ajungă pe drumuri. Vinovat de toate s-ar face un vecin de-al lor, Ștefan Bistrițchi, spun cei doi soți. Ei afirmă că bătrânul de 71 de ani le-a transformat viața într-un coșmar. În vara anului 2020, Elisei chiar s-a bătut cu Ștefan din cauza că acesta i-ar fi amenințat fiul. După asta, bătrânul s-a plâns poliției, iar conflictul lor a ajuns în instanță. Acum soții Covalenco se tem că vor rămâne fără casă din cauza vecinului care le cere pentru bătaie un prejudiciu de 42.000 de lei, o sumă cosmică pentru eroii noștri. Noi am invitat în platou pe experții noștri, avocatul Dorin Podlisnic și psihologa Zinaida Gribincea, ca să discutăm cazul. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Dorin, mai întâi vreau să te întreb pe tine. Un pic mai târziu o să ne spui și părerea ta despre faptul că eroii noștri ar putea pierde casa din cauza cererii sau plângerii acestui vecin. Dar mai întâi vreau să ne spui ce părere ai despre faptul că, uite, Elisei l-ai ascultat până acum. El a zis că, de fapt, vecinul a sărit la el la bătaie. Dar uite că a ieșit că Elisei este cel care a fost recunoscut atacator și dat la poliție. Tu ce crezi despre asta? Partea vătămată pretinsă nu-i face față la vârsta care o are și pune și încearcă forțele cu un copil de clasa 9. Cred că este un pic deplasat și dacă chiar copilul acela cumva ceva a făcut, sunt organe de drept, tutelă, curatelă, asistență socială, părinții nu în ultimul rând. În partea ce ține de contravenția pentru care au fost sancționați eroi din platou, vreau să spun următoarele. Deci în primul rând, orice contravenție, de fapt orice proces verbal cu privire la contravenție poate fi contestat. Contestat adică dezacordul. Dacă nu erați de acord cu faptul că ați fost pedepsiți, putea să vă adresați în instanța de judecată să fie anulat procesul cel verbal, da? Popular vorbind. Dumneavoastră, prin faptul că ați achitat amenda, ați recunoscut vinovăția. Tacit,
ați recunoscut faptul că sunteți, ați comis o contravenție, sunteți vinovați de comiterea contravenției și ați suportat și pedeapsa, adică ați achitat amenda. Evident este faptul că majoritatea populației nu cunoaște drepturile sale și pentru cei care urmăresc emisiunea, ar fi bine să știe că orice contravenție poate fi contestată în instanța de judecată, mai mult ca atât. Dacă nu dispuneți de surse financiare ca să vă angajați un avocat, puteți să solicitați avocat de la stat, garantat de stat, trebuie să demonstrați respectiv că nu aveți venituri, surse de venit, și statul vă acordă un avocat care vă reprezintă interesele. Ați mers pe calea că ați dat credibilitate la vorbele spuse de polițist, ați achitat amenda, adică ați recunoscut vinovăția și i-ați dat lui, vecinului respectiv, dreptul de a se adresa în instanța de judecată și a solicita prejudiciu moral. Zinaida, dar tu ce crezi despre... Uite, ai auzit... Da, este o situație care se întâmplă frecvent în Republica Moldova, când oamenii încearcă să-și facă dreptate din proprie inițiativă. Și uite aici probabil că s-a produs și confuzia asta, pentru că atunci când se încearcă, iată, ați căuta dreptate cu forțele proprii, se întâmplă deseori inversarea rolurilor. Deci victima ajunge agresor și invers. Și cazurile astea... Ce au și pățit eroii noștri, exact, așa crezi tu. Și cazurile astea se întâmplă destul de frecvent. De aceea o să susțin ideea domnului avocat că ar fi fost bine din start să se pună niște, să acești oameni să se opună contravențiilor aplicate sau să-și dovedească nevinovăția. Deci greșeala lui Elisei și a Angelei, după voi, este că trebuia să se adreseze imediat, exact, la poliție sau la autoritatea, exact, respectivă. Atunci când le-a ofensat copilul. Foarte, da? Corect, da? Așa. Pentru că altfel se ajunge, iată, la așa o poveste cu mai multe serii, dar se putea lucrul ăsta de finalizat în prima etapă. A venit momentul să ascultăm cealaltă parte din acest conflict. Echipa noastră l-a vizitat pe Ștefan Bistrițchi la el acasă. El are 71 de ani și este tata a 3 copii. De un an, bărbatul locuiește de unul singur după ce soția s-a plecat în Germania să îngrijească de nepoți. Haideți să vedem ce ne-a povestit bărbatul despre conflictul său cu vecinii. Eu am niște pământ, v-am spus, matale. Da. Am pe râul Ichel. Noi am vrut și noi să facem acolo cu băieții, cu copchii, în ea să facem un iez ușor. Că cu casa asta. A petrece și râul Ichel, stau un râu pe acolo. Și eu am pus o sietcă acolo. Dar de la vale este un iaz, au făcut unul. Și-au pus sietcă să nu vie tot pe râpă. Și eu i-am pus acolo, am pus pește, vine eu, dar mă, pățanii ăștia lui, dar el e tare de bandit, pățanul și-ala. Dar copilul și-ala și de râu, a intrat el prin căsă, l-au iese femeie care este, ne-a spus, țiopa, deci m-au venit la mine în casă și ne-au luat banii. Eu le-a zis, băi, sunai și că ta aici. Asta că eu îi spune lui tata. Asta două zi au fost. A doua zi, da, e când mi-am dus eu la apă, am ieșit la afară, e ca fântână acolo, aici nu-i departe. Și eu am acolo un oleacă de pământ și am calul, l-am prepunit. Și zic să iau căldarea, să mă duc dimineața să dau o căldare de apă. Eu când scotem cu căldarea apă, cu șeriticul și ala, e nu-i departe așa. Să șușem cu dânsa așa, ea, merge el. Ce ușii? Știți că un câine turbat, cum ar veni, și cu șocanul. Și avem un pripon de ăsta care se priponește vaca cu deșier. Și când m-a început, a lovit cu dânsul, că ea se ia de uscutem apă, așa ea, și-o zbura și caldare, și-am pus mâinile, așa ea. Și aici am o palită, că după te iese atât, ea, că iese la mine smoarte, eu scăp tăt din mână. Eu strigam, dar mă știți, mă dorie tare. Se pălească cu ciocanul și cu șala și cu șer de ăsta, ia, cum era un șer de ăsta, luat pe punul și ala cum era, dacă așa ia, cu ciocanul și pleam, nu înțelegi că un om nebun. Eu un vicin de acolo să răd, dă-i pașii că ai să-l ușit, dă-i. Și eu plin de sânge, capul spars, aia asta, i-am venit acasă și m-am culcat pe pat. Dar că nu mă doare, că zic că ia, să eu să... Sună 112. Dar mâinile tale mă dorea și curgea, știți? Și curgea pișea sânge, dar eu nu m-am uitat în oglinde. Pișea și pișea, că pe mine m-a tuns. O venit și scoră ea, cu poliția. Socoteț, să-i tras cu șerul și ala în cap.
Dacă trăie în cap, apoi mai rămâie la viață, ori șocam și ala. Noi am fost la medicul de familie. Așa. Și am întrebat că trebuie la judecată să ne ducem și m-am dus la medicul de familie și am vrut o... și medicamente el o primit. Și medicul de familie nu ne-a dat, cu zis că trebuie de la poliție, să-mi dăie îndreptare. Așa. Și nu ne-a dat. Dar o zis și el nu a primit medicamente, numai un fel de tablete i-a dat. Capul nu a fost tănică, că zice el cu capul, cu tot și o scris, o zis că el e pus de când... Drept așa o zis, de când măsa l-a făcut, el e bolnav și zice să nu vie să ne saturi și pe noi să-i dăm cecuri și să-i dăm cec de asta, de la medicamente. Vine și începe a străga, dă-ni, că ne trebuie la poliție. Haideți acuși să-l ascultăm și pe expertul nostru, Dorin. Tu ai făcut... Da. Ai studiat domnul acest Ștefan, dosar. Un pic era o analiză medico-legal? Păi eu vreau să zic că domnul Ștefan un pic exagerează atunci când spune despre multiple lovituri, pentru că în cazul ăsta nu mai era o contravenție, cred că era un dosar penal, erau leziunile mai grave. Dar ce leziuni sunt deci, constatate în acel raport? Și domnul Elisei un pic nu ne spune tot, pentru că eu am studiat hotărârea... Dacă ai studiat acel raport al expertizei medico-legale, este da? Traumă craniocerebrală. Traumă craniocerebrală. Da, dar ea se cataloghează drept o leziune ușoară, care deci poate surveni și de la o pălitură unică, simplă, fără că dacă obiectul e greu, adică ea poate fi cauzată. Nu, dar nu este vorba de multiple lovituri. Într-adevăr, s-a constatat existența traumei craniocerebrale. Totuși, traumă craniocerebrală e totuși, nu știu cum este catalogat de lege, dar e o traumă. Da, e o traumă ușoară, și... adică după gravitatea ei este ușoară. Dar lovitura trebuia să fie destul de puternică. Bine, la nervi nu toți calculează puterea care o aplică atunci când cauzează... Aveți și semn de șocanuri, semn de ceva, de șerul și ala, aveți și bă. Semn de un șer zgâriet, apăsat. Să-i tras un șer, cum o zis el. Dacă aveți și șocanul, să apăresc. Domnul Elisei, haideți să spunem felul tău. Dumneavoastră ați participat la judecată când s-a examinat cu suma asta de 42.000. Ați fost la judecată asta? O an de zile, în fiecare lună. Ați fost, așa. Dumneavoastră în ședințele de judecată ați avut dreptul să prezentați probe care vă dezvinovățesc sau care confirmă că domnul Ștefan spune un neadevăr. Dumneavoastră în ședința de judecată probe care ar infirma sau care ar stabili că domnul Ștefan spune careva minciuni sau au prezentat probe false, nu ați prezentat. Dar de unde să le iei? Eu știu de unde să le iei. Păi înseamnă că nu există probe, corect, da? Dar cum să le iei? De unde să le iei? Și eu trebuie să vă iau, haideți eu pe la medic și să demonstrăm. Ați avut dreptul în instanța de judecat să solicitați o expertiză medico-legală. Deocamdată avem doar declarații, da, din ambele părți, deși, iată, în dosar figurează mai multe probe. Vreau să întreb mai întâi de... Am luat o avocată care... Mai întâi despre declarațiile celor două părți. Zinaida, tu ce crezi? Uite, i-ai auzit pe Elisei cu Angel, l-ai auzit și pe Ștefan. Eu vreau să cred că o să fie o zi în care oamenii o să înțeleagă pe de o parte că nu orice teren poți să-l îngrădești și să spui că ăsta e terenul meu și nu mai calcă nimeni pe acolo. Pe de altă parte că o să existe oameni care atunci când apare un litigiu nu se duc și se lovesc reciproc. Desigur că bătaia a fost, deci reieșind din ceea ce spun ambii, poate nu la intensitate la care se vrea să se creeze impresia, dar ei, într-adevăr, au avut altercații serioase. Să vedem cine a mai povestit vecinul vostru de 71 de ani. Poliția mi-a dat o hârtie să mă duc la medic. Și după aia asta, după ce au venit scoarea, dar au venit, mi-au făcut la inimă, nu și acolo, ei, mă zic, mai în scurtie, au venit, mi-au dat niște tablete și... Cărțile cele iară tot sunt la mine, că ele au fost înjudicate și eu l-am dat în jos și este scris acolo tății. Nu mi-au plătit nici un bănuț. El a fost înjudicat, lui i-a pus 7.000 de lei să plătească. Al advocat i-a spus așa, zic eu 100.000 dacă vrei lasă de, dacă nu, ea nu trebuie nică. Și nu a mai venit răspuns nică.
Dar cum? Lasă-l pui la dubală. Și aia asta ia. Și pe mine m-a calișit și... Și aia că n-am, și o rămas că și... Eu zic, eu dacă și în locul lui, apă din Călăraș, și mergi în genunchi până la Gherboveț ca să mă ierte. Când am văzut așa, și eu gata să mă înrăit așa de tare, că nu, nu al iert. A făcut așa, m-a bătut în mine. Deodată spune advocata că... Dar nu mai trebuie, mă ta nici nu mai vii la judecată. Că mai nu m-a întrebat nici, că eu mi-am dat acele atâte și de la bolniță, toate acele care medicamente. Cum nu a fost dacă el o an de zile în fiecare lună avem judecată? Cum nu a fost? El cu avocata și nu știu cum mă cheam pe lui. Dar despre ce spune? Că a adunat, uite, hârtie cu hârtie, rețetă cu... Da. Eu spus avocata, du-te la diferiți medici și spune că ești bolnav de cap, deși ești trist și cardiograme. Și judecată... Ia că el îți plătească. Procurorul îi spune, zice că și cu toate hârtiile este, zice că poate așa nu vezi că eu n-am dinți în gură. Deci nu trebuie să-mi pui și cineva dinții. Pe drum, că o mărs câte ori o vine pe drum. S-a ia, dus la taxi, știi? Dar el mă afirmă că i-ați dezbătut și dinții? Ei, să-și pui dinți noi, nu că n-are dinți în gură și trebuie bani. Din contul vostru. Acum asta, dar bine, asta e rechetul. Rechetul cum înainte lucra pe anii 90, am un altfel de rechet. Am un rechetul, are legătură și poliția și medici și pe dusul capastam n-ai avut. Că hai, te-ai vârât acolo, că noi banii mai departe scoate din trăsul. Dar de ce credeți că toată lumea e așa s-a pus împotriva voastră? Pe dânsul... Polițistul de sector al Pădzăște. Dar pe acolo și bie și mănâncă la dăsul și sunt el are căpșoane. Nu rude, dar... Rude. El e bolnav. Și îl cheamă. Îi dă vă doi saci cu popșoi, căpșoane, l-o văs lumea. Domnul Ștefan, polițistului? Da, deci, da. Vreți să ne spuneți că îl corupe? Ca da, polițistul da. Să fie de partea lui cumva. Dacă este. Chiar de la început, când s-a produs acest conflict cu băiatul vostru, n-ați încercat mai întâi cumva să, nu știu, să găsiți niște mediatori, da, ca să nu vă confruntați așa direct cu el. Nu știu, poate să vă duceți, să vă plângeți, dacă nu polițistului, măcar primarului. Da, pe acolo, primarul s-a adresat fișor atunci. Și... Dar noi când ne ducem, dar cu câte ori el a dat drumul jitile prin Sochi mai în anii și nu rezolv primarul, Ceascovă, nu e măsuri, nici primarul, nici polițistul de sector, că o zis că el e bolnav și e bătrân, voi nu trageți atenție la dânsul, al vedeți, fugiți. Dar cum să fugi dacă tu te duci la să dai apă la jite, el are cuțite, are chetri prin buzunări. Primarul din satul Hârbovăț ne-a spus că știe despre conflictul dintre Ștefan Bistrițchi și familia Covalenco. El ne-a mărturisit că mai multă lume din sat se plânge pe bătrân. De fiecare dată, autoritățile au încercat să remedieze certurile, adaugă el. Haideți să vedem ce ne-a mai zis primarul. Domnul Ștefan Bistrițchi și domnul Elisei, într-adevăr, au un conflict de mai mult timp. Conflictul acesta s-a demarat la niște neînțelegeri. Domnul Ștefan, într-adevăr, îl cunosc cu dumneavoastră mai mult timp, adică mai multe întrebări sunt. Într-adevăr, de mai multe ori oamenii vin și se adresează la primărie. Au fost mai multe cazuri, dar mai cu seamă cu vecinii. Sunt niște probleme care pot fi soluționate. Eu cred că fără ca să fie ridicată la nivelul ăsta de ură, la nivelul ăsta de intrigă, la un nivel care... Să putea din start ca să se înțeleagă ca vecini. Am discutat în măsura posibilităților, primărie, în cazul în care noi nu putem să împăcăm părțile. Adică venim cu asta. Atunci părțile merg în instanță și că noi de fiecare dată ne străduim ca oamenii să înțeleagă că trebuie să cedeze cineva. De cu nevoie să vii să agresezi omul, ca să iei casa, ca să iei, nu știu. De cum îți primești șantaj? Pentru, știu, acolo conflictul și alături, tu vrei să iei omul casa, să iei nu știu ce. Exagerăm. Primarul, evident, că el, de obicei, administrația publică locală este într-o conlucrare cu organele de drept. Vorbim de inspectorat de poliție, inspectorul de sector care deservește, polițistul care deservește teritoriul dat satul respectiv. Dar dacă într-adevăr este așa cum spun eroii din platou, că
inspectorul de sector este cumva mulțumit cu saci, cu cereale, cu căpșuni, cu alcool și nu știu ce, dar odată ce este o persoană conflictuală, administrația publică locală trebuia să înainteze către inspectoratul de poliție demersurile necesare ca persoana să fie cumva monitorizată, să fie sancționată atunci la faza aceea când apar conflictele, dar să nu fie protejat de colaboratorul de poliție. Deci, în principiu... Deci se mai putea ceva face, asta vrei Se putea. Elisei, Angela, dar ca să înțeleg, vrut... pentru că a pomenit și primarul, mai sunt în satul vostru oameni care au avut de suferit ca și voi? Noi am vrut să avem judecat în satul, dânsul să participe satul la judecată. Așa chiar? Am dorit asta, noi am dorit. Tăți în sat să participe la judecată. Doamna Natalia, nu-i chip. Să veniți în sat, să luați din capul satului așa, iar piști o casă, nu-i casă, nu-i om că să n-aibă cu dânsul. Haideți să auzim pe câțiva localnici cu care am discutat noi în Hârbovăț și i-am întrebat de acest vecin al vostru. Atenție! Am avut cam niște soci acolo lângă dânsul. El de-am mă judic din 10, din 2010 și nu mai pot să le scot, că să-i vând. Dar eu dacă nu vreau să-i vând, să-i tai copaci, mi-o tăiam deodată vie am avut. Și-o dat drumul la găini încolo și după și am văzut că n-au nici folos din ele. Am pus niște copaci, mi-o tăiești copaci din uși, din vișini. Și eu zis, dacă mă duc încolo, să-mi tai capul, dar nici nu mai mă duc pe acolo de mult singur. E agresiv, clar că dacă nu te poți aprochie de... Și nimeni nu s-a judicat. Ea și cu mine, eu am tras apa mai târziu. Băiatul e că au vorbit cu teți, care sunt membrii, care pe cu apă, care tras asta cu apă. Teți a fost de acord. Și-a făcut și-o dat și pe polițistul de sector, peste locul. Că se întai apă, că eu am tras apa ilegal. Teți mahala și el se judică. 20 de ani de când mă lupt cu dânsul. Are și vaci, și porci, și cal, și de toate cele. Și miros în... Miros insuportabil. E cât casa din ant, atât a pus toate gunoaiele la gard. Și îmi demolează de acum la mine din foi de artezii făcut lagăr pentru păsări. Omenește cu omul acesta, nu poți vorbi. Lui, dacă îi spui, el te însosește, el te spune așa cuvinte, că mai bine... Vorbește urât? Foarte urât vorbește. Dar am fost bătută. Și eu și băiatul de două ori am fost bătut. M-am dus la poliție și m-am dus să scos leziunile care erau. Sânul mi era atât însângerat, pielea luată și băiatul tot de pe sân. Eu nu știu cine în ziua de astăzi este acolo judecător, dacă mai este judecător, dar el a spus așa. Hai, doamna Roșca, zice, să vă treacă, zice, da, eu înțeleg că e vinovată, dar ea are multe vaci, o să fac un plăcinte și cu un pahar de vin gustos și împăcați-vă. Ca să înțelegem foarte clar, au eroii noștri vreun motiv să se îngrijoreze că vor putea pierde casa și că le va fi sechestrată, practic, locuința, așa cum le-ar fi spus chiar avocata lor? Deci, în primul rând, eu vreau să fac aici o mică remarcă. Avocatul nu are treabă în genere cu executarea hotărârii în instanță de judecat. Să sune pe debitori și să-i amenință că o să fie aplicat sechestru sau nu știu ce. Deci asta este prerogativa exclusivă a executorului judecătoresc. 1. 2. Atunci când domnul Ștefan o să mai înainteze pretenții, vă recomand niciodată, nu mai, apelați la inspectorul de sector din sat. Formați 112 sau unitatea de gardă a inspectoratului. De ca ce? Să vină alți oameni, ca să nu vină același inspector. Dar și dacă inspectorul de sector... Ascultați, vă rog, dacă inspectorul de sector nu ia măsuri cu referitor la plângerea dumneavoastră, apelați la procuratură, faceți o plângere pe inspectorul de sector, precum că favorizează iată pe domnul Ștefan, îi dă dreptate doar lui, chiar și atunci când este vinovat. Și nu mai recurgeți la chestii de astea de soluționare între voi. Orice conflict este legal și absolut corect să fie soluționat doar ori pe cale pașnică, dacă ea este epuizată și nu mai este loc de pașnic acolo, prin organele de drept. Nu mai faceți conflictul degenerat într-o situație necontrolată, poate duce la urmări mai grave. Spuneți mersi că în cazul dumneavoastră a fost o simplă contravenție și nu un dosar penal.
nu a fost cumva lovitura mai puternică să fie niște vătămări medii sau grave și încă să-l întrețineți pe dumnealui toată viața că are urmări respective. În așa gen de conflicte, deci partea vătămată, da, pretinsă vătămată, este mai abilă și mai pregătită pentru a câștiga acest război. Ideea este că întotdeauna este bine să evităm conflictele, dar dacă totuși nu pot fi evitate, apelați întotdeauna la organele corespunzătoare pentru a nu fi în situația în care sunteți acum. Pentru că eu știu că în sate conflictele se rezolvă la nivel local, iată, prin așa relații de prietenie, de nu știu ce fel de relații, care în final duc la situații în care cineva devine păgubit și nu întotdeauna omul care greșește cu adevărat. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să-i aveți pe cei dragi mereu alături.